Cine a fost cel mai bun fundaș care te-a ținut? Lăcustă de la FC Argeș. Incredibil. Bă, un ăsta, un cicălitor, un enervant. Nu m-a chemat domnul Belloni, da, când a fost la echipa națională, făcea trialuri de-astea cu jucătorii din campionatul intern și ne-a chemat la Ploiești. A stat la Snagov două zile cu regretatul Didi Prodan, că venea după accidentare. Cu Didi am stat în cameră la Snagov, la baza de natație, de caia canoe, de unde se antrenau sportivii. Și de acolo am făcut un antrenament parcă și a doua zi am jucat la Ploiești meci amical, roșii cu galbenii. Și am nimerit, îl știam din campionat. Singurul lucru care îmi doream când făcea echipele domnul Belloni, am și zis, bă, să nu pic contra lui Lăcustă. Contra lui Lăcustă am picat. Bă, un dăsta mare, dur, deficitar așa pe construcție și bă, dar agresiv cu o forță. Și de la de stătea lângă tine, te ciupea, piticule, te calpă cap, te rup, ai grijă. Am făcut la un moment dat, vine el tare, intru în posesie undeva mai întuși așa și m-am făcut că centrez, l-am văzut că vine la alunecare, m-am făcut că centrez și am dat-o peste el. Așa și am continuat cu mingea și am dat centrare, știi? La următoarea azi piciorul, nu mă interesează, e meci amical, te sparg, te rup. Și îți dai seama cât el, da, mai ziceam, da, și eu, stai mă, trompetul liniștit, da, ai văzut, da, că nu m-a prins. Bă, vrând nevrând, da, vrând nevrând. Nu ce... e ca și cum ai joci doar din plăcere. Nu, meci amical. Da. Am zis, bă, de ăsta una nu se întâmplă nimic. Lăcusta a fost cel mai contra, era când jucam contra lui cel mai dificil așa de gestionat. Și agresiv, și mare, alerga mult. Mamă, alerga Lăcusta la fizicul lui, de rupea. El a fost, mai a rămas. Didi Prodan cum era? Om senzațional, pâinea lui Dumnezeu. L-ai prins jucând? La Steaua, da. Eram copil. Uh-huh. Mi-a băgat o alunecare. Eu din cauza lui Didi Prodan am jucat 2 ani de zile cu apărători și în față și în spate. Îmi puneam apărători duble. Mi-a dat una la un antrenament. Ne antrenam pe terenul. Eram copil, eram junior. Și mă antrenam cu echipa mare. Am prins și cu domnul Emeric Enei, am prins cu Neațiții, cu Mihai Stoichiță, cu Nea Victor. Te punea să-i faci ghetele? Că așa era o legendă, nu pe tine, pe ăștia tine. Nu, pe mine mă punea. Cum? Să-i faci ghete? Mamă, n-am spălat ghetele lui Didi. Avea ghete loto, negre, da, cu ăla, romb, ăla sau ce, ăla verde fosforescent. Da. Mamă, n-am frecat la ghetele alea de modori buricele. Și le și făceai, le lăcuiai, le dădeai, le aranjai? Oria. Ca noi? Ca noi? Ca la Heroz, perechea de pantof, dacă ca în Anglia? Dacă puneai aia pe etajer în baie, îți făceai freza liniștit. Da? Sclipeau, luceau. Păi aveam burete, perie de sârmă, cârpă, moale. Didi pe tine te punea? Da, am spălat ghete la Norcia în Italia și câte ghete. Păi a vrut să mă omoare la Norcia. Dacă nu era Lăcătuș, mă rupea cu bătaia. De ce? Mi-a dat ghetele, făceam două antrenamente dimineața cu Neațiții antrenor. Principal Neațiții, secund Nea Mihai Stoichiță. Și venea cu ghete, avea atâta, avea, ziceai că să dalea, să calce apa, labe, de 45. Și venea cu ghetele așa, le ținea așa ghetele, pălugile alea mare, da, și făcea, le vezi? Da, Didi. Le vreau curate și mi le arunca așa, pac. Și vine Lăcătuș după un antrenament, Lăcătuș stătea ultimă, era și Lăcă era antrenor secund cu Nea Mihai Stoichiță, Neațiții principal. Și vine Lăcă, el stătea mai mult la duș, și vine ce aveam, cum e în Italia acolo, aveam din inox, la intrarea în vestiar, cum e troaca la porci. Uh-huh. Un dă-l așa, un jgheab de inox, lucea ăla. Și acolo trebuia să dă noroi, dă iarbă, dă aia cu peria de covoare, să dai pe talpă, să ai acolo, le spălai cu ghetele, intrai curate în vestiar. Și a venit Nea Marius, Lăcă, și zice, auzi mă, bagă-le în apă. Cum? Fii atent, nici nu trebuia să le uzi, că terminai antrenamentul la 12:30 și la 4:30 aveai al doilea antrenament. Adică trebuia să le speli cu grijă, să dai cu peria, da, să nu rămână apă, pe urmă era cremă, nu era de asta cu burete, figuri, cremă la cutie rotundă așa, cu perie. Și dădeai cu crema aia, le lăsai puțin. Și pe urmă aveam, nu mai știu cum se numește, pluș. Cred că pluș se numește. Și cu plușul dădeai lustru. Ai lăsai crema aia să intre în piele, să fie ghetele moi frumos. Și rămânea gheata mătuită.
după ce dădeai cu cremă. Și luai plușul, îmi intra mâna până la cot în gheata lui Didi. Și băga mâna așa și dădeai cu plușul ăla. Da, da, da. Și stai că trebuia să nu dai cu negru pe ăla verde fosforescent. Da. Și vine Nea Mariu și zice, era apă în troaca aia acolo, da, își gheavă. Și zice, scufundele. Nea Mariu, scufundele, mă rupe. Mă, tu n-auzi, bagă-le în apă. Nu-i convenea lui Nea Marius că mă punea tot timpul să-i fac ghetele. Deci aveam cizmar. Uh-huh. Era Costel cizmarul ăla. Oarecum, cu ghilimele, te cam umilea. Știi? Și bagă-le, mă. Era cizmar care spăla ghetele, le făcea cu cremă. Adică noi acolo era, la echipa mare a Stelei, tot timpul a avut cizmar, Costel cizmarul. Și zice, bagă-le în apă. Nea Marius, bă, bagă-le în apă. Mă bate, te bat eu. Și am zis, bă, dacă să mă bate Lăcătușcă și antrenor secund, mai bine mă bate Prodan. Și le-am băgat în apă, le-am scufundat. Păi au bolborosit când le-am băgat, au bolborosit două minute până s-au umplut de apă. Bul, 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 bul. Uh-huh. Le-am băgat și cealaltă. Păi, mă zic, mă rupe ăsta. Le-am băgat în apă acolo, le-am scos de acolo, zice, limpezește-le. Le-am ținut sub jetul de apă și acum du-te și pune-i-le dădăsut acolo. Fai de... N-am mâncat la prânz și n-am dormit. Doar gândindu-mă că vin al doilea antrenament, zic, bă, cum intru eu în vestiar? Așa și? Ăștia tinerii ne duceam înainte, mai ajutam să pună jaloanele pe teren, scoteam materialele, sacul cu baloanele, bă, ajutam, știi? Apa o duceam în vestiar și așa mai departe. Și am ieșit pe teren. M-am dus în vestiar cu vreo 30 de minute înainte, mi-am lăsat acolo papucii, mi-am luat ghetele, că veneam din hotel, doar traversam în papuci. Și am ieșit pe teren. Și stăteam numai pe lângă Nea Marius, pe lângă Lăcătuși. Să o ducea 10 metri încolo, mă duceam și eu 5-6 metri. Și la un moment dat aud. Niță! Și vină cu a zic, Nea Marius, ce fac? Hai cu mine. Nea Marius, nu. Vină, mă, cu a... Venea Didi spre noi și făceau ghetele și cu jampie făcea... Ieșea apa așa, știi? Fai de capul meu! Nea Marius, Didi, lasă-l în pace. Băi, Lăcă, cum? Băi, Didi, lasă-l în pace, n-auzi? S-a întors Didi, ca să vezi și jucătorul cu pernul, nu că era antrenor. Băi, Lăcătuș, când zicea ceva în vestiarul ăla, indiferent cine era, să uita în jos. Du-te, Didi, la vestiar și lasă-l în pace. Băi, Marius, băi, tu n-auzi, Didi, gata! S-a întors, n-a mai zis nimic, nu mai... Am așteptat să intre, eu am rămas afară. Am așteptat să vină Nea Țiții, venea ultimul și intra direct în vestiar. Da. Când l-am văzut pe Nea Țiții că iese din hotel și coboară, am așteptat să intre, a intrat și Nea Marius, hop, după ei. Și m-am așezat chiar lângă ușe. Că am zis, bă, când ies ăștia, cât să ies imediat, că zic, dacă mă prinde, mă rupe. Și mai făcea așa din picior, știi, făcea din mai picior. Mai flecănea. Și făcea alea, și ăia râdeau, Didi, ai răcit la glezne. Mamă, roșu. Zi, mamă, dacă mă prinde, mă rupe. S-a terminat ședința, am ieșit. I-am zis lui Lăcă. Nea Marius zice, stai bă, liniștit. 5-2. Niță, hai la careu aici. Nu mă duc. Du-te bă acolo, zicea Nea Țiții. Du-te, nu mă duc, că mă rupe Prodan. Du-te bă acolo, că nu, gata, Didi știe de glumă. Nu s-a întâmplat nimic la... Nici în ziua aia, m-a luat pe urmă, bă, nu-i frumos, zic, Didi, zic, m-a pus Lăcă, ce? I-a zis Lăcă după antrenament. A ținut minte, Didi, al meu, și am ajuns în țară, după vreo două săptămâni, făceam, miercurea de regulă, făceam un joc școală. Ăia primii 11 să mai repete traseele și restul, jucători care erau rezerve, și dacă avea nevoie, 1, 2, 3, de la juniorii Stelei, știi? Mi-a băgat o alunecare din spate, la terenul 6. Deci nu te-a uitat. Nu m-a uitat. La terenul 6 era un gard, așa, la vreun un metru și un pic. Mi-a băgat alunecare de m-a aruncat peste... Era din pavele de-alea făcute, pietre de-alea pătrate, așa, pentru irigații, un șans de ăla să se ducă apă. Peste gard m-a aruncat direct în șanțul ăla. Și 2 ani de zile am jucat cu apărător și în față și în spate. Deci nu te-a uitat. Nu m-a uitat. Nu am făcut... Am avut hematom pe gambă, așa, cât mingea de apropo, tenis. Apropo, uite că... Da, un om senzațional. Mă lua cu el după aia. Haide, mă, vino să mâncăm. Și el, și Prodan, și Gâl. Prodan, Gâlcă și Panduru. Uh-huh. Îmi dădeau bandă, taxiu. Mă luau cum așa, avea Opel Calibra. Uh-huh. Roșii. Și cine îți dădea bani, băieții ăștia trei? Gâlcă, Panduru, tot timpul și Didi din când în când. Îți dădea bandă tot timpul, îmi dădeau bandă. Cum să fii, mă, cu bă, tu bă, ești la echipa mare. Era un copil. Vii cu tramvaiul 41. Ia, mă, aici taxiul. Strângeam banii tot cu... Da.